La nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a fost organizată ieri o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 8, un echipaj a efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control pe raza localității de frontieră Berbești o autoutilitară suspectă că transportă țigări de proveniență ucrainiană. La controlul efectuat asupra ei a fost descoperit un locaș special amenajat în care se afla o însemnată cantitate de țigări, fapt pentru care atât mașina cât și șoferul, un maramureșan în vârstă de 29 de ani, au ajuns la sediul Poliției de Frontieră în vederea continuării cercetărilor. Cu această ocazie, în locașul special amenajat, confecționat în compartimentul pentru transport marfă, au fost descoperite 46 de colete care conțineau 23.470 de pachete cu țigări de proveniență ucrainiană, în valoare totală de peste 207.000 de lei. Tutunul a fost ridicat în vederea confiscării, iar maramureșanul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Autoutilitar a fost indisponibilizată până la finalizarea cercetărilor. Și polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Valea Vișeului au descoperit 8 colete în care erau ambalate 4.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de 35.000 de lei. Oamenii legii au ajuns la ele după ce au urmărit mai multe persoane care transportau de la frontiera de stat către interiorul țării mai multe colete voluminoase. Acestea au abandonat marfa și au fugit chiar dacă polițiștii i-au somat cu focuri de avertisment.